printr-o scrisoare transmisă președintelui FRF, Răzvan Burleanu, Alexander Ceferin și-a exprimat regretul și a transmis condoleanțe întregii comunități fotbalistice din România. Dragă președinte Burleanu, dragă Răzvan, am fost profund întristat să aflu despre decesul lui Helmut Ducadam, un portar legendar și o persoană extraordinară. Mi-a lăsat impresie de neuitat, iar din scurtele noastre întâlniri, am remarcat că prezența și carisma sa incredibilă pe teren erau egalate doar de grația. Modestia și forța sa de caracter. Oamenii obișnuiesc să spună că atunci când o stea cade, lasă în urmă urmă luminoasă. Magnitudinea urmei pe care Ducadam o lasă în istoria fotbalului este cu adevărat remarcabilă. Câștigând Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, după ce a apărat toate cele patru penaltiuri din loviturile de departajare, el lasă o moștenire ce va străluci cât timp se va juca fotbal, pentru a fi admirată de generațiile mai vechi și pentru a inspira generațiile noi. În numele UEFA și al meu personal, doresc să-mi exprim cele mai sincere condoleanțe familiei sale și întregii comunități fotbalistice din România în aceste momente triste. Cu profundă compasiune, Alexander Ceferin. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.